Înainte de votul proiectului de buget local pentru anul 2022, primarul Virgil Chițac a cerut evaluarea unor imobile sau clădiri care nu fac parte din viziunea sa de dezvoltare a orașului și sunt depreciate pentru a fi vândute prin licitație. Totodată, primarul Constanței Virgil Chițac a transmis că una dintre prioritățile mandatului său este conservarea și reabilitarea patrimoniului cultural al municipiului. Pe de altă parte, acesta a mai spus că vrea să economisească banii pe care, în prezent, primăria îi plătește unor privați pentru activitatea anumitor servicii care se desfășoară în afara clădirilor deținute de primărie. Bună seara, doamnelor și domnilor! Sunt Roxana Cioacă și astăzi vă invit la o discuție despre RAE DPP. Încă de la preluarea conducerii RAE DPP Constanța, directorul Teo Hira și-a propus să aducă regia la un alt nivel, unul superior. Iar una dintre prioritățile sale este maximizarea profitului și minimizarea cheltuielilor. Care sunt soluțiile și ce a reușit să realizeze la un an de la preluarea conducerii regiei, dar și dacă a reușit să deblocheze, citez, nava blocată pe un banc de nisip care a avut la comandă oameni ce au urmărit propriul interes și nu dezvoltarea regiei. Aflăm chiar acum de la invitatul meu din această seară, domnul Teo Hira, director general al RAE DPP Constanța. Bună seara și bine ați venit în platoul Echidistant. Bună seara privitorilor DOTO TV, sărut mâna, vă mulțumesc pentru invitație. Ați declarat pe pagina dumneavoastră de Facebook că orice drum lung începe cu un prim pas. La al câtelea pas sunteți de la preluarea acestui mandat, așa ca să facem un scurt bilanț al activității de până acum, unde ne aflăm? Sunteți mulțumit cu situația în care se află acum regia? La acest moment nu pot să spun că sunt pe deplin mulțumit, dar dacă privim toată activitatea regiei ca un film și nu ca o fotografie, aș putea să spun că avem și motive de mulțumire. Pentru că nu e așa, s-a încheiat primul an de mandat al meu, primul an de mandat al actualului Consiliu de Administrație, care știm foarte bine este unul cu componență nouă. Și bineînțeles, la acest moment, încheiindu-se și anul financiar, avem datele concrete. Pentru că dincolo de poveste, dincolo de emoție, noi trebuie să discutăm pe cifre concret. Și mai mult decât atât, concret, pot să vă spun că am preluat regia, așa cum a spus și dumneavoastră, metaforic, ca o navă pe un banc de nisip. Mai exact, în 2019, REA DPP a avut o pierdere de aproximativ de 870.000 de lei. În 2020, regia a înregistrat de asemenea o pierdere de 760.000 de lei, iar în 2021, anul în care am preluat conducerea prin mandat ca director general și Consiliul de Administrație, nouul Consiliu de Administrație, și mai exact pe 27 ianuarie 2021, iar pe anul 2021, regia are un profit brut la acest moment, preliminat, e adevărat, pentru că urmează un audit financiar, mai pot apărea unele recolecții, dar relativ mici, cu un profit brut de 320.000 de lei. Dincolo de asta, dincolo de faptul că regia a înregistrat un profit, noi trebuie să privim această regie exact așa cum îi spune numele, regia autonomă a exploatării domeniului public și privat. De ce m-am legat un pic de titlu? Pentru că dincolo de a face profit, ce a spus dumneavoastră, da, e adevărat, eu sunt angajat la acest moment printr-un mandat pe Ordonanța 109 pentru guvernarea corporativă și e limpede că am obiective de performanță, dar dincolo de acest lucru, noi trebuie să facem și o activitate publică, așa cum îi spune numele. Deci noi avem în administrare și domeniul public al municipalității din Constanța. Bun, e clar că printr-un management corect se pare că ați reușit să duceți regia pe profit. Haideți să nu spunem neapărat printr-un management corect. Haideți să spunem... Păi da, e corect pentru că până acum regia era exploatată, iar acum ajunge să exploateze, da? Să aducă profit. Sigur că da. Că asta este scopul. Haideți să avem o altfel de exprimare și să spunem printr-un cumul de factori pe care noul Consiliu de Administrație a reușit să ducă această regie, să ducă spre direcția bună. Și aici mă refer, după cum știți și dumneavoastră, REA DPP până în anul 2021 a funcționat cu o gloată de directori și nu mă feresc să folosesc cuvântul gloată. Câți erau mai exact? 6 directori. Iar acum? Și uite că acum poate să funcționeze și cu un singur director. Mai mult decât atât, printr-o transparență decizională, printr-o transparență când ne referim la tot ce înseamnă activitatea noastră principală, licitații de închiriere,
am reușit să ajungem la aceste profituri. Deci dacă ne chivernisim bine, e ca într-o familie, doamna Cioacă, dacă ne chivernisim bine, dacă discutăm cheltuielile, dacă suntem transparenți, reușim să ajungem și la rezultate cel puțin civilizate până la acest moment. Noi nu trebuie să uităm că la acest moment RADPP-ul, cu acest profit preliminar de 320.000 de lei brut, e adevărat, pe lângă acest profit a reușit să folosească și niște sume în... Haideți să vă dau un exemplu. Cel care îmi vine în minte cel mai rapid este Bazarul Ștefăniță Vodă, unde noi pe fondurile proprii am reușit demolarea lui. Adică mai sunt și acolo niște sume. Dar noi trebuie să fim foarte atenți că trebuie să facem și o exploatare corectă a domeniului public. Bun, exploatare corectă a domeniului public și spuneam mai devreme un management corect, tocmai pentru că nu e o sumă mare, nu este exorbitantă suma la care ați reușit să ajungeți pe profit anul acesta și spuneați bine că e ca într-o familie, ca într-un business, pentru că proveniți din mediul de afaceri. Cum te chivernisești? Sigur. Ați reușit să aduceți pe plus prin majorarea prețului la chirie sau care au fost strategiile? Este adevărat, am avut și un HCL care... În unele situații a majorat prețul, în unele situații a micșorat prețul. Viața este foarte dinamică. Noi trebuie să fim foarte atenți cu bunul mers sau mai puțin bunul mers al economiei. Noi trebuie să fim foarte bine ancorați în realitate. E adevărat că a fost un HCL care a modificat prețurile și mai exact în martie anul trecut, dar nu pe toate în sens crescător. Au fost și prețuri care s-au micșorat. Și aici vă dau un exemplu. Prețurile pentru producătorii agricoli s-au micșorat pentru producătorii agricoli din piețe. Deci, am spus, o bună chiverniseală, un HCL care ne-a adus alte prețuri și transparența decizională, inclusiv transparența în ceea ce privește licitațiile publice pentru închirierea spațiilor cu altă destinație, care sunt în administrarea noastră la acest moment. Ați preluat regia de acum un an și ați găsit-o cu ceva probleme. Dacă ar fi să puneți degetul pe cele mai mari probleme pe care le-ați găsit acolo, pentru că n-aș vrea să le luăm pe rând, sunt foarte multe, care ar fi acelea? Dacă vreți să analizăm un pic din punct de vedere financiar, vă pot spune, dacă vreți să analizăm din punct de vedere social, e limpede că cea mai mare problemă și problema arzătoare, dacă pot să-i spun cartoful fierbinte al orașului nostru, cartierul Anicoandă. Haideți să vorbim despre Anicoandă. Vorbim și despre Anicoandă, sigur că da. Niște modificări și niște declarații care au atras așa atenția. Vorbim de celebrele declarații cu leagănul infracționalității. Exact. Dar am pus ghilimelele, să știți, am menținut ghilimelele și atunci. Dar e adevărat, cartierul Anicoandă, după cum bine știm, din punctul meu de vedere, dar nu numai al meu, a fost o decizie nefericită când s-a implementat acel proiect social în mijlocul orașului. Din punctul meu de vedere, nu trebuia să se nască un asemenea proiect social. Alta era viziunea mea despre tot ceea ce înseamnă protecție socială, dar asta e partea a doua. Noi nu eram la guvernare locală atunci. Ce am reușit la cartierul Anicoandă? Am reușit în primul rând să modificăm legislativ funcționarea acelui cartier și legislativ mă refer la nivel de municipiu. Și anume, am reușit să venim cu cea mai importantă hotărâre a Consiliului Local pentru buna funcționare a cartierului Anicoandă, cea care modifică foarte multe criterii de acces și criterii de locuire, foarte important. Un proiect foarte bun de altfel, dar care nu este al nostru, este al fostei administrații, l-am preluat, deci sunt și lucruri bune pe care fosta administrație a RADPP-ului le-a făcut. De admirat că este sistemul... Dar cum să nu? Nu putem să negăm evidența. Este sistemul de monitorizare și anume cele 33 de subsisteme de camere de luat vederi care însumează o totalitate de 297 de camere de luat vederi. Mai exact sunt câte 9 camere pe fiecare bloc de apartamente sau bloc de unități locative. Este o măsură care într-adevăr a reușit să diminueze un pic din mica infracționalitate care se desfășura în acest cartier. Știți care e indiciul? Că încă, din păcate, nu e gata coeficientul de infracționalitate pe care Inspectoratul General al Poliției Române îl publică în fiecare început de an, vis-a-vis de... Să știm dacă a dat roade sau nu. Exact, vis-a-vis de fiecare municipiu. Dar știți care e semnalul nostru că a dat roade acest sistem și plus că am implementat și HCL-ul nostru, plus am avut și o serie de măsuri educative, plus am avut și o serie de consultări cu ONG-urile, cu asociațiile? Faptul că luptătorii de la Dia sau celebrii mascați, prezența lor nu mai are aceeași etnicitate acolo care era la începutul mandatului meu. Adică
La începutul mandatului meu, dacă existau, de exemplu, intervenții ale luptătorilor Diaz, o dată pe săptămână, dau un exemplu, să zicem că acum sunt la 3 săptămâni, la o lună. Deci ăsta este un indiciu că acolo a scăzut într-adevăr indicele de infracționalitate. Dar v-am spus, este un indice subiectiv pentru că nu este nimic calculat până la acest moment. Iar în legătură cu acel HCL, a modificat foarte multe, foarte multe criterii de acces și de locuire. Cred că printre cele mai importante este criteriul că dacă un locatar sau un membru major al familiei acestuia ajunge să aibă 3 contravenții pe legea 61, și anume pe legea legea 61 pentru bună conviețuire publică, la 3 asemenea contravenții locatarul este evacuat. S-au întâmplat cazuri, ați avut? Sigur că da, avem până la acest moment, dacă nu mă înșel, aproape 9 sau 10 evacuări, care evacuări au fost făcute tocmai pe acest HCL nou. Bineînțeles, s-au modificat și criteriile de locuire, indiferent, criteriile care se referă la frecventarea cursurilor școlare de către minorii familiei respective, exact. Și nu înscrierea la o școală cum era deci trebuie să aducă dovada faptului trebuie să aducă dovada că și frecventează. Bineînțeles, am luat și niște măsuri un pic cam dure la acel moment, dar acum se vede eficiența lor, și anume persoanele și membrii majori care au cazier pentru fapte cu intenție la accesul în acest cartier să aibă o scădere de 30 de puncte, iar cei care au cazier pentru fapte din culpă să aibă o diferență, o scădere de 10 puncte, iar asta a făcut ca în acel cartier să fie mai puține persoane cu cazier la acest moment. Credeți într-o reabilitare, nu știu dacă e un cuvânt potrivit, dar poate că merge în zona în care vrem să atingem subiectul, în cartierul Henri Coandă, pentru că mulți oameni care solicită chirie la RAE DPP evită zona și solicită chiar în scris faptul că nu vor în acel cartier să primească o locuință în chirie. Credeți că acel cartier va fi unul care să stârnească interes și dorința locuitorilor să locuiască acolo? Cetățenilor să locuiască. Eu cred că am reușit încă din primul an să facem acel cartier un pic mai atractiv. Acum, eu nu știu dacă acela o să fie un cartier vânat pentru locuire, asta n-am de unde să știu. Nu neapărat, dar poate e mult spus. Da. Am spus ce cred eu și părerea mea, e adevărat, este subiectivă, dar la acest moment cartierul Henri Coandă este mult mai atractiv decât acum un an. Asta cred eu. Mergem mai departe cu discuția. Vă rog. Galeriile Soveja. Ați intervenit și acolo. În sigur că da. Sunt. Și știu că v-ați atras un plus de imagine acolo pentru că ați avut curajul să faceți o consultare publică. Chiar dacă ea a fost în mediul online, pe site-ul RAI DPP Constanța, știu că ați... Așa credeți dumneavoastră că a fost un plus de imagine? Așa mi se pare, da. Bun, haideți să vă spun ce s-a întâmplat și cu bazarul Ștefăniță Vodă sau Galeriile Soveja. Ce s-a întâmplat acolo și de ce a durat așa de mult? Municipalitatea are în proprietate un teren de aproximativ 3350 de metri pătrați, relativ mare pentru Constanța la acest moment, din păcate relativ mare pentru Constanța, pentru că municipalitatea și orașul nostru nu mai are terenuri foarte mari în proprietate. A durat așa de mult demolarea, pentru că știm foarte bine, acolo era o zonă insalubră. Știți și dumneavoastră foarte bine, mai erau 2 sau 3 magazine și în rest o zonă extrem de insalubră. A durat un pic mai mult până am reușit să demolăm, și anume iarna anului trecut, pentru că nu existau documente. Nu exista nici măcar cadastru, nici măcar intabulare. Dacă vrem să facem o analogie cu o persoană, cu o persoană fizică, cadastru reprezintă, din punctul meu de vedere, certificatul de naștere al acelei persoane, iar intabularea reprezintă cartea de identitate. Noi n-am avut. Am reușit într-un final să facem cadastru și intabulare, după care am pornit tot ce înseamnă o operațiune pentru demolare. După cum și dumneavoastră știți, ați filmat și dumneavoastră, ați avut știre făcută acolo, am reușit să demolăm până la 1 ianuarie 2022, a fost gata, în luna decembrie am reușit să demolăm. Ce am făcut concomitent cu demolarea acelui bazar, acelei zone insalubre? Am pornit un, nu pot să-i spun consultare publică, pentru că doamna cea, consultarea publică este reglementată de o lege și din niște ordonanțe. Am pornit un chestionar, pot să spun, un chestionar online, care nu-i mai puțin adevărat, am intrat și eu, l-am completat și eu,
Acel chestionar era relativ greu de a-l completa, pentru că noi nu trebuie să ne ferim. Regia la acest moment, inclusiv acum, ne chinuim să ieșim din arhaismul electronicii și din arhaismul civilizației și al circulației documentelor. E adevărat, mai greu, atât am reușit noi la acel moment, dar spre surprinderea noastră am avut 1777 de respondenți. Pentru noi destul a fost un lucru mult. Destul de mulți. Pentru noi a fost un lucru îmbucurător. Ce își doresc oamenii? Ce are ieșit din ce investească? Cred că cel mai important, cred că trendul este foarte important. Trendul ne spune, peste 62% din respondenți au răspuns că își doresc pe locul fostelor galerii Soveja o investiție publică și asta este, cred că din punctul meu de vedere, cel mai important lucru. Că acolo oamenii își doresc o investiție publică a actualei administrații locale. Din punctul meu de vedere, demersul pe care noi l-am făcut, pe care regia l-a făcut, eu și colegii mei pe care am reușit să-l facem, este primul pas al administrațiilor constanțene pentru o guvernare participativă, pentru o guvernare care este cu fața la cetățeni. Dacă mă întrebați acum ce își doresc oamenii efectiv să se întâmple acolo, cei mai mulți și-au dorit o parcare. Imediat după răspunsurile cu parcarea s-a clasat răspunsul cu parcul. După aceea a urmat în funcție creșă, terenuri de sport, dar dincolo de tot ce am discutat noi aici, dincolo de chestionar public, dincolo de emoția publică, ce a spus dumneavoastră că s-a creat o emoție și am avut noi un plus de imagine. Asta nu știm, că nu reușim să o cuantificăm. Dincolo de asta, noi nu putem conduce după emoții. Noi nu putem să luăm hotărâri, aici noi mă refer la eu ca director general și colegii mei din Consiliul de Administrație, noi nu putem să luăm hotărâri decât în baza unor studii științifice. Și din această cauză, REA DPPA a comandat un studiu de oportunitate care, pe lângă bazarul Ștefăniță Vodă, va cuprinde și piețele, pentru că și așa am comandat un studiu de oportunitate, am cuprins și piețele constanțene în acest studiu, iar la finalul acestui studiu vom ști științific, am spus, științific, pe cifre, ce ar trebui să investim din punct de vedere al managementului, din punct de vedere al administrației, ce putem face pe terenul acela de 3350. Dumneavoastră, ce credeți că ar fi bine să faceți acolo personal? Eu pot să vă spun, eu nu vreau să influențez, dar eu pot să vă spun că eu când am votat, am votat parc. Eu am votat parc, acum ne-au depășit cei cu parcarea, dar și aici cred că este o explicație bazată tot pe emoție, având în vedere că, după cum știți, marele bulevarde sunt în lucru și exact. Este așa o discuție generală că dispar locuri de parcare. Cred că a fost și o emoție atunci când au votat oamenii, dar asta a reieșit. V-am spus, rezultatul final îl va lua Consiliul de Administrație și implicit Consiliul Local când vom avea datele pe care le va stabili studiul de oportunitate, date științifice de altfel. Vor ține cont de dorința cetățenilor? Categoric da, pentru că regia a contractat acest studiu de oportunitate cu o companie de specialitate. Iar această companie de specialitate a luat inclusiv datele acestui sondaj. Deci și ei pleacă de la aceste detalii. Bineînțeles că ei pleacă și de la detalii de teren, detalii de circulație, de la foarte multe detalii pe care, na, ei sunt specialiști, ei fac treaba asta. Trecem la următorul subiect, pentru că nu vă las așa, vreau să bifăm mai multe subiecte, da, iar următorul este clădirile cu potențial economic din zona peninsulară. Știu că sunt 16 în proprietatea REA DPP, două deja au fost reabilitate, arată destul de bine, fațada a fost reabilitată. Fațada. Da? Da. Ce urmează acolo? Ce planuri? Pot să vă corectez un pic? Vă rog. Ați spus dumneavoastră în întrebare clădirile cu potențial economic. Avem foarte puține clădiri cu potențial economic. Cele mai multe sunt clădiri care sunt clădiri de locuit. Iar cele cu spații comerciale sunt foarte puține în zona industrială. Dar dincolo de faptul că noi am reușit să reabilităm două fațade, și anume pe strada Calatis, Calatis 12 și Calatis 14, cu rezultate cel puțin civilizate, ați făcut și dumneavoastră un reportaj acolo. Dincolo de faptul că ce am reușit noi, cred că cel mai important este că am reușit să creăm un trend, este că am reușit să creăm o direcție. Iar dacă mergeți dumneavoastră și colegii dumneavoastră și faceți un reportaj, o să vedeți că pe strada Calatis nu numai REA DPP-ul a reabilitat fațadele sau a reabilitat clădirea. Mai sunt cel puțin încă trei vecini care au făcut asta, mai mult decât atât,
lângă noi, la Calatis 18 parcă, există un proprietar care face asta și o face chiar foarte bine și chiar vă invit să mergeți să faceți niște fotografii din punctul meu de vedere, dar v-am spus în subiectiv, strada Calatis va fi una dintre cele mai frumoase străzi din Constanța. Deci nu este important că am făcut noi 2 sau 22, nu, cred că important este trendul, cred că important este acest start și spre ce ne îndreptăm, pentru că e limpede, zona peninsulară trebuie să redevină o zonă turistică, preponderent turistică. Bine, are și funcțiune de locuit, dar trebuie să fie neapărat exact un punct de atracție turistic, pentru sigur. Că unde în altă parte, dacă nu în zona peninsulară. Ce proiecte mai aveți în vedere pentru anul acesta? Al doilea an de mandat. Haideți să abordăm subiectul piețe, un subiect foarte sensibil de altfel. La acest moment, RADPP-ul mai are în administrare numai 8 piețe. Deci municipalitatea are numai 8 piețe în administrare. După cum bine știți, sediul direcției Piețe, Târguri și Oboare nu era în același sediu cu noi și anume era pe strada 1907 vis-a-vis de sediu Raj acolo. Nu mai este acolo. Nu mai este acolo. Tocmai asta a fost o măsură ca să reducem și din cheltuieli. Ne-am unit toți în același sediu. Ce urmează să se întâmple cu acea clădire? Acea clădire ne-a fost retrasă de către municipalitate, ne-a fost retrasă de către primărie și la acest moment primăria are un serviciu în acea clădire. Dar ce este foarte important, ce trebuie să discutăm despre piețe, afirmația care trebuie să rămână pentru toți telespectatorii, pentru toți privitorii dumneavoastră, este că toate piețele își vor păstra destinația. Nici o piață nu își va schimba destinația. Și anume aș vrea acum să începem cu ce avem de gând să facem cu piețele. Cel puțin 2 piețe în acest an o să intre în modernizare, în reparații. Și anume vorbesc de Piața Brotăcei și Piața Ile Caragiale. Piața Tic Tac este un proiect pe care l-am găsit, l-am și continuat la acest moment. Avem și Daliu aprobat, avem și indicatorii tehnico-economici aprobați. Iar Piața Tic Tac, cum o să ni se aprobe bugetul? O să ridicăm pe sicap și execuția, cu proiectare și execuție mă refer aici, al pieței Tic Tac. Iar pentru celelalte piețe, anume Pescăruși, Grivița, Tomis Nord, Unirii, Tomis 3, le-am cuprins pe toate aceste piețe în acel studiu de oportunitate de care vorbeam mai devreme. Iar în acel studiu de oportunitate o să stabilim, cum îi zice numele, oportunitățile, modalitățile de management, de administrare al acelor piețe. Deci anul acesta, cel puțin 2 piețe vor intra în reparații capitale și una o vom ridica pe SICAP pentru proiectare și execuție, și anume Piața Tic Tac. Bun, la Piața Unirii există un singur agent comercial care își mai desfășoară activitatea acolo. Ce se întâmplă? Sigur că mai da. Prezintă interes tocmai pentru că există supermarketuri în zonă? Nu știu dacă ăsta e motivul. Nu știu dacă ăsta e motivul. Dar știți și dumneavoastră, la Piața Unirii, cum de altfel mai avem o piață, dar nu este așa agresată cum a fost Piața Unirii. Piața Unirii a rămas, din păcate, la o distanță aproximativ 100 de metri de artera principală de circulație, iar în jurul pieței noastre, s-au născut alte magazine ale altor comercianți care la acea vreme, într-adevăr, reușeau să cumpere acele terenuri, nu știu prin ce modalitate, dar sunt oameni care au reușit și au construit în jurul piețelor alte piețe. Deci, nu ne ferim de cuvinte, suntem înconjurați la Piața Unirii. Am înțeles, flancați. Flancați, înconjurați, da. La bazarul de la Ruși, așa cum este cunoscut, ce se va întâmpla acolo? La bazarul de la Ruși deocamdată nu se întâmplă nimic, dar o să avem o discuție cu Consiliul de Administrație și cu Consiliul Local ca să vedem care este modalitatea optimă de administrare a bazarului de la Ruși. Ceea ce e limpede este, cred că, nu știu în ce oraș civilizat mai există asemenea bazaruri în centru, chiar în inima orașului. Asta cred că, dar este punctul meu de vedere și asta. Mai aveți în vedere organizarea de târguri? Pentru că odinioară se făceau aceste târguri. Știți și dumneavoastră că n-am reușit să facem niciun târg pentru că condițiile pandemice au fost cele care exact. Au fost. Mai mult decât atât, pe lângă târguri, o să avem un proiect, deocamdată o să discutăm și în Consiliul de Administrație, organizarea de unele piețe mobile, e adevărat mai micuțe, dar aduse în cartier, aduse lângă oameni efectiv
Este un concept pe care l-am mai văzut în Europa, cu siguranță și dumneavoastră l-ați văzut, nu foarte mare, dar cu câteva tarabe, câțiva țărani producători, 5, 6, 10 maximum piețe mobile, care la rândul lor să fie amplasate în diferite cartiere, acolo unde este nevoie, e adevărat, dar nu, astea mobile mă refer la faptul că ele nu sunt permanente, sunt piețe volante. Și dacă tot am vorbit despre realizări, la capitolul nerealizări, ce trecem? Cea mai mare nemulțumire pe care o am în calitate de director general este faptul că nu am reușit până la acest moment să dăm ordinul de începere a lucrărilor pentru clădirea din strada Mercur numărul 10. Pentru că tot dumneavoastră în intro ați spus că primăria vrea să scape de anumite chirii care îngreunează bugetul constanțenilor, nu? Bugetul nostru. Corect. Este prima măsură pe care am luat-o în acel moment și anume reabilitarea clădirii din Mercur numărul 10, clădire de lângă piața Grivița. Am hotărât noi atunci, la acel moment, că în momentul în care, mă scuzați că m-am repetat, în care o să fie gata, Spitul Constanțean, Serviciul Public de Impozite și Taxe, și-ar putea desfășura activitatea acolo. Noi nu știm ce o să se întâmple acolo. Dar care e nemulțumirea mea și care este amărăciunea mea? Am ridicat pe SICAP, pe platforma SICAP, lucrarea, proiectarea și execuție de pe strada Mercur numărul 10 pe 20 august. La acest moment suntem încă evaluări pentru că, și este perfect legal, avem un control ex ante, iar noi nu putem stabili câștigătorul licitației, comisia de fapt nu poate stabili câștigătorul licitației, doar după ce se încheie acest control ex ante. Nu-i mai puțin adevărat că e și vina noastră, pentru că vina noastră, mă refer, vina a mea și a colegilor, pentru că colegii mei de la achiziții publice nu aveau un asemenea antrenament, să-i spun. Pentru că acest compartiment de servicii publice achiziționa pixuri, col de cerere. Nu aveau antrenamentul acesta de achiziție publică la această anvergură. Bineînțeles, una din nereușite pentru mine este faptul că am încercat digitalizarea unei piețe. O să mă întrebați, dom'le, digitalizarea sună așa pompos. Adică nu este așa pompos, am încercat simplu, haideți ca să o spun mai simplu, am încercat să implementăm într-o piață, vis-a-vis de orice drum lung începe cu primul pas, am încercat să facem primul pas și să implementăm măcar 5 producători agricoli care să încaseze și cu cardul. Era un program foarte simplu, cu niște parteneri de la o bancă. Există costuri suplimentare pentru aceștia achiziționare? Nu există, doamna Cioacă, nu există costuri suplimentare. Banca care a venit să fie partener cu noi a dezvoltat un program în care telefonul personal devine POS. Al comerciantului, al comerciantului, de asemenea al cumpărătorului. Devine POS-ul comerciantului, iar cumpărătorul cu cardul sau cu telefonul, mai nou exact, acum, să poată să achite la piață. Bineînțeles că toată lumea a fost foarte receptivă la început, pentru că expresia lor, și dacă vreți o traduc, a fost așa arhaică, să mai vină cu coanele și să cumpere și de pe la noi. Au fost entuziasmați. La început, când ne-am strâns, erau 15 producători. La următoarea întâlnire au fost 7. Iar când au venit cei să implementeze, din 3 care știam că trebuie să vină, unul era prezent și ceilalți nu mai răspundeau la telefon. Dar nu am renunțat la acest demers. Ceea ce e limpede pentru mine, că avem de-a face din nou cu expresia lui Caragiale, dom'le, ne place tuturor schimbarea, dar să nu înceapă de la noi. Exact. Cam așa ceva. Astea ca nerealizări, iar o nerealizare, dar o să reușim acum să anulăm această nerealizare. Nu am reușit să mutăm arhiva RADPP-ului, care arhivă este într-un spațiu comercial, spun eu, destul de stradal și destul de bun pentru a fi valorificat la o licitație publică, dar o să reușim în luna următoare să mutăm arhiva. De asemenea, și sediul RADPP plătește chiria, ceea ce este... E adevărat, și sediul RADPP plătește chirie. Pentru și cel mai mare administrator de... Sigur că da. Asta am spus eu, că este nefiresc ca cel mai mare administrator de spații locative și spații cu altă destinație să plătească chirie pentru birou. E adevărat. Plătim chirie la acest moment. O să mă întrebați probabil, domnule, de ce n-am reușit, de ce? Avem o singură clădire în proprietate în care puteam investi, dar sunt foarte mulți bani și am preferat să nu investim foarte mulți bani în piața Abator, care este clădirea, proprietatea are ADPP și nu în administrare, dar nu trebuie să uităm că a început fuziunea, este un proiect aprobat de către Consiliul Local, există o firmă care se ocupă de fuziunea
rea de pe peșa confort urban, iar nu știm ce o să se întâmple după. Tocmai ăsta este motivul pentru care RADPP nu a investit sume și sume considerabile pentru un sediu. Ăsta este principalul motiv. Nu rămâne decât să vă urez succes în viitoarea, în următorii ani care urmează din mandat, cei care au mai rămas, și să vă duceți la îndeplinire tot ceea ce v-ați propus la conducerea regiei. Vă mulțumesc frumos! Doamnelor, domnilor, mulțumesc pentru atenție. Vă aștept și mâine cu alte subiecte interesante. Până atunci, o seară frumoasă să aveți. La revedere!